When the white flag sails, covered in streaks of blood, there'll be an endless sea of hands rising up. And the preacher man and the preacher's son will stand arm in arm, just like everyone. Poveste de dragoste ca protagoniști care îi aveți voi înșine. Un anotimp frumos, un anotimp al dragostei, un anotimp al speranțelor, un anotimp al renașterii. Ceea ce vă doresc și vouă, ca în familia voastră să se renască și să trăiască mult timp înțelegere, dragoste, stima reciprocă, răbdare pe care va fi nevoie. Noi nu vă putem promite că nu veți cunoaște ce înseamnă suferință sau nu vă veți întâlni cu lacrimi de durere, însă vă putem promite un singur lucru, că dacă voi înșine veți păstra dragostea voastră profundă, veți da dovadă de esteție, veți da dovadă de răbdare, veți da dovadă de înțelepciune, voi vă răzbate oriunde și oricând. Tu, Alexandru, ce îți dorești tu la această relație, la această familie pe care ați format? Și cred că ai avea ce vreți. Dar vreau să spun ce înseamnă Ionuța pentru mine. Ce înseamnă soarele pentru mine? Înseamnă pământul, apa, luna, cerul și tot ceea ce mi-a scump pe fața pământului, tot ce ești înseamnă. Și vreau să spun că tare, foarte tare o iubesc. Și voi fi alături tot timpul când va fi mai greu. Și să nu uiți că te iubesc foarte tare. Iubesc foarte, da. Mai mult ca cer, mai mult ca pe mine însuși. Tu ești tot pentru mine și așa vei fi. Bravo!